Uite ce mă gândeam, lasă-mă cu asta, dacă tot ai lista mai scurtă, vreau să te ocupi și de aranjamentele pentru Revelion. Și dacă nu te pricepi, te ajută Bianca. Bună! Bună dimineața, dragilor! După cum vedeți, eu mă pregătesc intens pentru noaptea de Revelion. Port roșu din belșug, doar ca să curgă cu noroc tot anul viitor. Iau și vâscu, merg și iau și busuiocul, dar mai cumpăr și decorațiuni, pentru că e important ca noaptea de Revelion să fie una special amenajată. Așa că îl am pe Sergiu Călifar alături de mine, care ne oferă mai multe sfaturi. Bună dimineața! Bună dimineața, Bianca, tu cu microfonul, eu cu paharul de șampanie. Noroc! Se pare că închidem anul tot la muncă. Tot la muncă. Spune-ne, noi acum ne aflăm în zona de bucătărie, da? Asta ar fi masa de Revelion. Masa de dining sau în cazul de față fiecare unde o are dispusă în cadrul amenajării. Fiind de seara de Revelion, nu există noțiunea de prea elegant. Iar noi am propus să avem o amenajare eclectică, pentru că acest stil a prins din ce în ce mai bine. Și atunci vă propunem să folosim elemente glamuroase, fiecare după stilul casei. Noi am ales aici un decor care predomină auriu, se pot vedea inserțiile atât pe partea de tacâmuri cât și la masă, combinate cu materiale naturale pe care le găsiți în crenguțele de copaci sau puteți să improvizați zăpada artificială prin vată și bineînțeles să nu lipsească toate bunătățile și dulciurile. Ce e foarte important, raportul gol plin, în care noi l-am realizat cu un capăt de perspectivă. Avem și o comodă pe care am decorat-o și am accentuat plinul prin materiale naturale, vegetație în cazul de față. Trebuie să fie flori artificiale, flori naturale. Ce ne recomanzi? Aici fiecare cum are gustul, cum are, bineînțeles, florile naturale întotdeauna o să aibă o altă estetică, în primul rând a spațiului. Recomand neapărat flori albe de noapte de Revelion, doar albe. Bun, observ accente de auriu, observ accente de negru. Noi mizăm acum pe eleganță, nu noaptea de Revelion. Îmi spuneai mai devreme că noaptea de Revelion nu există prea elegant. Noi ne-am folosit inclusiv de acest mix and match între auriu și negru. Auriu ne dă foarte multă adâncime și ne scoate în evidență inclusiv culori pastelate. Și atunci e o combinație mai curajoasă pe care nu ne-o permitem pe tot parcursul anului, dar fiind poate noaptea cea mai specială din an, ne permitem să fim puțin mai extravaganți. De aceea o să vezi și partea asta de pahare. Wow. În care sunt practic... Sunt superbe! Sunt niște cupe supradimensionate, pentru că spuneam că nu există prea elegant. Putem să ne permitem să avem niște culori mai excentrice și în funcție de fiecare, de exemplu tu, poți să ai o salată de fructe asortată, iar eu pot să am o șampanie într-o cantitate mai puțină. Mai puțină! Bine de precizat, dar în noaptea de Revelion e important să ne simțim și mai comozi, nu? Da. Așa că mergem mai departe în zona aceasta de dormitor. Zona de noapte, exact, în care e important să nu fie neglijată. Special am lăsat partea asta așa un pic mai dezordonată, pentru că ușor, ușor putem să scoatem din decorațiunile pe care le-am folosit la brad și putem să le refolosim în restul casei. Pentru că avem niște accente aurii în zona de dining, bineînțeles am păstrat pata de culoare și am folosit-o în niște perne decorative în cazul de față. Partea asta de lumină ambientală o putem folosi pe pereți sau putem să creăm așa o atmosferă de sărbătoare. Simt că ai păstrat o armonie între bucătărie și dormitor. Accentele au fost toate pe zona aceasta, auriu, argintiu, nu? Da, și inclusiv combinația cu materialele naturale. Bineînțeles, pentru că noi ne aflăm acum într-un showroom pe care l-am amenajat noi anul acesta, am avut posibilitatea să creăm această senzație, acest ambient senzorial, tocmai ca să înțelegeți mai bine viziunea de decorare. Perfect, Sergiu, îți mulțumesc tare mult. Mulțumesc. Dragilor, atât de aici. Eu vă urez un an nou cât mai bun și la mulți ani!